Bună dimineața! Ne-am întors la Soho, continuăm de unde am rămas în vlogul anterior. Astăzi vrem să ne mai plimbăm prin Soho, să ne bucurăm de atmosfera de aici și apoi mergem, trecem și prin Little Italy, prin Chinatown și sper să ajungem și pe Wall Street. Dar înainte de toate ne oprim să mâncăm la Baltazar. Este un restaurant franțuzesc și este cel mai popular restaurant de aici din Soho. În fiecare zi aproximativ 1500 de oameni se opresc pentru a mânca aici și trebuie să traversăm, așteptăm să se facă alb, era cât pe ce să zic verde și e fix peste drum. Vrei să stăm afară pe terasă? Ca o căldură și stăm așa fancy, ne simțim very Paris. Asta este restaurantul, așteptăm să se facă alb, e fie aici cu un picior în stradă, e pregătită să se arunce New York style. Eu stau cu minte pe bordură, nu mă arunc nicăieri, aștept. Stăm pe terasă, au și o terasă semi-închisă, dar eu zic să intrăm, să ne bucurăm și de interior, că pare așa drăguț. N-a mințit internetul când a spus că e cel mai popular restaurant din Soho, că era full, ne-am făcut rezervare și ne întoarcem peste 15 minute. Am zis că nu stăm să așteptăm acolo, dăm o tură. Vedem. Astăzi mă simt ca blonda de la drept cu geaca asta, dar îmi place. Am cumpărat-o ieri, am găsit-o, așa, întâmplător. Și am zis, hai că o iau să mai schimb un pic, că e pufoasă și ține de cald, e cu blana artificială. E cute! I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't... Am intrat 2 minute până la AG. Mă uit la perechile clasice. Astea de aici îmi plac, așa cu platformă, dar aș fi vrut pe altă culoare. Cei din noua colecție îmi plac cel mai mult, cu modelul ăsta brodat pe lateral. Sau ăștia. Trebuie să-mi găsesc un nume de cod pentru cât stau în America. Acum mergem la restaurant și ce o să zic? Am o rezervare pe numele EEA. Mai bine spuneam Andrea sau ceva. Cred că era mai ușor de înțeles. Sau pot să-mi zic Rachel. Sunt Rachel. Cât stau în New York, o să mă prezint drept Rachel. Arăta Rachel? Nu cred că arăta Rachel. Cum aș putea să mă numesc? Ia să vedem. E fun, nu? Hai să-mi găsesc un nume. Ify, dă-mi idei de nume. Ce nume mi se potrivește? Că Rachel parcă nu mi se potrivește. Rachel? N-am față de Rachel. Nu prea, nu? Așa, așa, așa. Zi, ce nume îmi dai? Da. Alora? Da, da. Și nu-mi place numele. Atunci... Atunci pot să zic că sunt Rachel și gata, că ăsta a fost primul care mi-a venit în minte. Am o conexiune cu acest nume, că da, a venit așa, bum. La următoarea rezervare, așa o să zic, the name Rachel, please. Am intrat, ca să înțelegeți puțin, e mare, mare nebunie. Ăsta este meniul. Eu o să-mi iau o supă de ceapă și o cafea și nu știu dacă să mai iau ceva pe lângă sau nu. Aș putea să-mi iau un pan șocolat sau ceva. Brunch-ul arată bine. Au niște ouă Benedict. Am văzut online. Foarte bună supa de ceapă, dar și foarte grea. Ne-am săturat, nici desert n-am mai putut, că ziceam că hai, poate ne luăm și un desert, să stăm așa, să ne bucurăm de o atmosferă pariziană, dar de unde, că n-am mai intrat. Și acum ne-am întors pe strada asta frumoasă, vrem să facem și noi 2 poze, ne mai plimbăm puțin prin Soho și o luăm înspre Little Italy, care e la o aruncătură de băți.
de aici. O să trecem prin Little Italy, o să trecem și prin Chinatown, le luăm așa la rând. Avem câteva ore bune de lumină, nu ne grăbim, astăzi suntem pe chill, pe plimbare. Facem și noi 20.000 de pași? Putem încerca. Da, am pornit destul de târziu de acasă. Ai singura chestie. Las că recuperăm mâine. Mâine facem 30.000 de pași. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving. Bate vântul destul de tare și din această cauză este frig, dar am terminat în Soho. Mergem în cartierul Little Italy, care este un cartier italienesc. El a luat naștere undeva pe la sfârșitul anilor 1800 și era ca un cartier pentru italieni. Dar acum, în acea zonă, avem foarte multe restaurante italienești, dar sunt mai puțini italieni care locuiesc acolo. Și fix lângă avem și Chinatown. Hai, acolo în față, că văd ceva. Da. A, deci era chiar la o aruncătură de băț. Cred că ne-am plimbat și am văzut cam tot Soho-ul. Da. Nu cred că e străduță pe care s-o fi ratat-o. Ne-am tot învârtit, am dat ture dintr-o parte în alta. Hifi spune că am ajuns în Italia. Încă n-am ajuns, trebuie să traversăm și intrăm. Aproape am ajuns. Suntem la graniță. Oficial am intrat în cartierul italian. Avem steagul Italiei peste tot și Hifi zicea că am putea să ne oprim să mâncăm ceva dulce aici. Un tiramisu ar merge, sincer. Da. Un tiramisu și un espresso. Hifi ne spune de aici din spate că la Figo au un gelato foarte bun. Și am găsit un magazin de suveniruri și au prețuri bune, 5 magneți la $10. Aș mai putea să iau și eu niște magneți. Îmi plac astea de ei, sunt drăguțe. O să ne luăm niște magneți pentru că putem plăti cu cardul și vreau să mă uit să văd, poate... Uite și acolo au 4 la 10, ăștia sunt diferiți. Sunt fix ca cei pe care i-am luat eu și eu am dat mai mult pe unul, nu mai știu ce pachet am luat, parcă am luat 3 la 10, nu? Sau 3 la 12, nu mai știu. Da, astea de aici sunt mai faine. Am luat suveniruri, aici aveau cele mai bune prețuri și am primit și un cadou, un breloc. Doamna de la magazin mi-a zis că sunt ca o păpușă, a fost foarte drăguță. Te-a vorbit așa un pic cu noi, ne-a întrebat de unde suntem, ce facem. Ifi, îmi pare rău că te bag aici în rândul turiștilor. Tu ești localnică, dar din cauza mea toată lumea te întreabă de unde sunteți și tu de unde ești. Și Ifi zice, păi sunt din România, dar eu locuiesc aici. Spui doar că ești din România și gata, nu? Mai bine spui că ești localnică. Să știe că nu, da, să nu mă fraierească pe mine, exact. Da, trebuia să spui. Vezi? Mi-am luat țeapă cu un covrig, nu știu dacă am apucat să vă povestesc, dar făceam niște poze și mi-a cerut $7 pe covrig și nu cred că acel covrig era $7 și prețul nu era afișat pe nicăieri și râdeam cu Ifi, ziceam, ia uite, mi-au luat taxă și pentru că am făcut poze cu taraba lor. Se vede superb și nu știu dacă vedeți, dar aici sus avem versurile de la o melodie italiană. Și dacă mergem tot înainte, ieșim din cartier, nu? Da. Mai e puțin și gata? Asta a fost tot? E o străduță destul de mică, dar cu multe, multe restaurante. Nu știu ce e acolo, dar cred că am văzut un magazin cu decorațiuni de Crăciun, scrie Christmas New York. Acolo mergem, sper să și fie deschis. Avem și aici globulețe cu New York și un colț cu suveniruri. O să mă întorc acasă cu geamantanul plin de decorațiuni. Nu e bine, eu mă pregătesc de Crăciun deja. Uite, au până și cu Little Italy, cumva dedicate pentru acest cartier. Superbe toate. Tot cu Little Italy, New York. Și astea sunt pictate cu New York și sunt din sticlă. Mi-e și frică să pun mâna. Par foarte fragile.
N-am cum să le aduc pe astea, că ajung cu ele în bucățele, dar uitați-vă la cel de aici, cu taxi. Ăsta scrie și Manhattan 2023. E perfect de pus în brad peste ani, îți aduce aminte exact când l-ai luat. Și astea sunt superbe. New York. Anul trecut n-am reușit să punem bradul călătoriilor în acțiune pentru că n-am avut suficiente globuri. Anul ăsta trebuie să călătorim mai mult. Dar un glob aici e $80. Dar sunt superbe toate. Dar mi-e frică dacă le sparg și ăsta. Ifi m-a chemat că a văzut niște globulețe superbe cu Coca-Cola. Unde sunt, Ifi? Ne ținem după tine. E foarte mare acest magazin. Cu the truck. Cât e unul? $28. Și moș cu cola la 20. Un capac mare. Uitați, avem și un globuleț cu Washington DC. Dar încă n-am vizitat Washington, așa că nu pot să-l iau. Sau cu Texas. Găsești cam pentru fiecare oraș în parte. Parcă acum aș scoate bradul și l-aș decora. Și în colțul ăsta avem cu teme. Rustic, roz, cu unicorni, balerine, căluți, steluțe. Stai să vi le arăt puțin mai de aproape. Aici avem $12, un globuleț. Flamingo. Unicornii de aici sunt superbi. Par a fi făcuți din sticlă, dar nu sunt, sunt din plastic. Baba, nu sunt din sticlă. Am zis bine prima dată. Nu doar par, ci chiar sunt din sticlă. Albastru, alb, argintiu și multe globulețe aurii. Pentru Taiga. Așa un pahar, că el e cu vinul. Și e tot așa din sticlă făcut. Și scrie Holy Jolly Juice. Sau un coș cu struguri și două sticle de vin. Moș Crăciun și Doamna Crăciun se bucură de un pahar de vin. E foarte mare acest magazin și acum am ajuns în colțul cu diferite personaje din filme, din desene sau avem chiar și artiști. L-am găsit aici pe Elvis Moș Crăciun. Dacă vede Mira decorațiunile din colțul ăsta, sigur o să spună să facem un brad cu desene animate. Hai să vă arăt globulețele mele preferate. Cel de aici mi se pare superb. E tot așa din lemn făcut, costă $14 și ăsta pare foarte real. E o turtă dulce, nescoasă din formă. Dacă pui globul ăsta pe masă, s-ar putea să-l mănânce cineva din greșeală. Nu mi-am luat nimic din acel magazin, dar am rămas cu gândul la câteva. Dacă nu mi-aș fi luat încă un glob de la magazinul cu suveniruri, poate mi-aș fi luat ceva de aici. Problema e că majoritatea sunt din sticlă și sunt fragile și mie că n-o să ajung cu ele întregi, de aceea am dat un pic în spate, dar globulețele sunt superbe și Ifi mi-a spus că acest magazin face de fapt parte dintr-un lanț de magazine cu decorațiuni de Crăciun, decorațiuni de Crăciun pe care le găsești tot anul și ziceam că poate mai mergem să mai căutăm magazine de genul. M-am activat pe decorațiuni de Crăciun. Am venit la New York să-mi iau decorațiuni de Crăciun. Dar erau niște globulețe superbe, lucrate manual, pictate. Superbe, toate. Mai avem puțin și ieșim din Little Italy. Trei pași. Și uitați, fix acolo, peste drum, este Chinatown. Și eu mă uit după mașini. Acum am bifat și autobuzul școlar. Autobuzul ăsta de-l vedem și în desene animate, e fix ca în filme și ca în desene. Am ajuns la fix pentru piață și Ifi ar vrea să încerce căpșune albe. Știu că există și în Japonia, de eu n-am mâncat că sunt alergică. Mamă, cum sunt cireșele astea, eu n-am văzut în viața mea așa ditai cireșele. Sunt mutante, arată bine, da. Cireșe mutante.
e fie obișnuită să le fure de la vecinul. Mergem mai departe. Intrăm și ne aventurăm. Ia să vedem, Ifi, unde ne duci? E mare Chinatown? E relativ similar cu Bucurica. Ah, ok, mă așteptam să fie ceva mai mare. Și aici avem multe supermarketuri asiatice, magazine asiatice, tot felul de produse asiatice și, bineînțeles, restaurante și cafenele asiatice. Astăzi nu ne-am pus nimic pe GPS, am venit și ne-am plimbat. Ne lăsăm purtate de picioare. Și noi spuneam că ne ținem după lampioane, dar avem o problemă, că avem lampioane și în față, dar și în stânga. Și acum nu știm încotro să o luăm. Facem stânga și vedem ce mai găsim. Sunt și foarte multe magazine cu suveniruri aici. Ce am uitat eu să vă spun e că Little Italy e un cartier turistic acum. De aceea ați văzut că sunt foarte multe magazine cu suveniruri și o grămadă de lucruri și restaurante pentru străini. Dar Ifi spunea că restaurantele de acolo nu sunt chiar atât de bune. Ne-am oprit la Figo, gelateria italiană de care spunea Ifi că e foarte bună și mi-am luat cannoli cu fistic și ceva baton cu nuci și caramel. Ne-am așezat aici afară pe terasă, suntem singurele care stau aici. Acum am înțeles de ce ziceai tu, oare o să fie frig pentru gelato, că eu am crezut că o să stăm pe terasa de acolo, nici n-am văzut terasa asta exterioară. Are sens. Da. Ok, da, că ziceam, nu, e cald, fi nu vezi că e cald. Eram... Aș fi mâncat ceva dulce, îmi cerea corpul ceva dulce, așa că îi dau dulce. Poftă bună, arată bine. Eu deja am mușcat din batonul ăsta, că n-am mai avut răbdare. What I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome? Gata, ne-am întors la apartament. Astăzi ne-am retras ceva mai devreme pentru că și Ifi are de lucru și eu vreau să editez, să fiu cât de cât la zi cu ele. Mi-a venit și comanda de la Amazon, o să intrăm să vedem ce am aici. Știu ce am primit, dar vreau să le desfacem împreună. N-am fost inspirată să iau o foarfecă, dar sper că ne descurcăm și fără. Mi-am făcut și un shake, am zis să mai stăm un pic la povești și după vreau să postez pe Instagram, pe story, pentru că nu apuc să postez în timp real. Mi-e foarte greu atunci când sunt în mișcare să și postez pe story, țin cât pot de mult și de baterie, că telefonul ăsta nu prea mai e ce trebuie, îi se duce bateria instant. Cred că mă ține cam o jumătate de zi și îl folosesc la capacitate maximă pentru că fac poze, fac filmulețe, acum filmez și pentru TikTok, sunt destul de multe, am tot timpul bateria externă cu mine, dar chiar și așa încerc să-l folosesc doar pe poze și pe video și când ajung la apartament postez pe Instagram și încerc să vă țin la curent și acolo cu tot ce am mai făcut. Astăzi n-am fost deloc inspirată cu geaca asta roz, pentru că eu încerc să fiu incognito, să nu ies în evidență, dar toată lumea mi-a zis, vai, ești ca o păpușă cu părul ăla și cu accentele roz și cu geaca asta, păpușă, dol, dol, dol. Asta am auzit toată ziua și eram, oh, nu, nu e bine, de ce m-am îmbrăcat așa, de ce sar în evidență? Nu vreau să sar în evidență, dar e călduroasă și e și drăguță. Parcă nu prea îmi place cum se vede cu blugii ăștia, nu-mi dau seama exact dacă îmi place sau nu, dar așa din pozele pe care le-am făcut astăzi, parcă
atunci când mă uit în oglindă, îmi place combinația, dar atunci când văd pozele, parcă nu e ce trebuie. Nu știu să explic sentimentul ăsta în cuvinte, dar cred că ați înțeles așa cât de cât. Astăzi a fost o zi scurtă, n-am apucat să facem multe, ne-am plimbat puțin prin zonele mai turistice, am fost și în Chinatown, am fost și în cartierul italian. Cartierul italian e drăguțel, nu zic nu, de poze, dar e așa, de văzut odată și cam aia e. Bănuiesc că data viitoare n-o să mai trec pe acolo. Dacă vin cu taiga și dacă vrea să-l vedem, mergem. Dacă nu, nu. Și Chinatown, în New York, sunt două cartiere chinezești. Cel pe care l-am văzut astăzi și mai e încă unul, nu știu dacă e mai mic sau mai mare, dar mai e unul, undeva în Queens. Și cartierul pe care l-am văzut astăzi e ceva mai tradițional. Toate restaurantele de acolo țin niște rețete care s-au transmis din generație în generație și celălalt cartier e așa mai pentru tineri. Generația nouă s-a așezat acolo și restaurantele nu țin neapărat rețetele tradiționale. Sunt niște rețete tradiționale cu un twist, ceva mai modern, cam așa am putea descrie. Mi-a plăcut Chinatown, era ceva mai mic decât mă așteptam eu să fie, dar destul de aglomerat și destul de animat. Tot n-am ajuns în Financial District și chiar râdeam cu Taiga pentru că el a zis că atunci când o să ajungem în New York împreună, vrea să viziteze Financial District, vrea să ajungă pe Wall Street și cam atât. Nu are niciun alt obiectiv, în rest vrea doar să se bucure de atmosfera din New York, așa a zis. Nu știu exact când o să venim împreună și care este planul. Eu i-am propus lui Taiga acum în vară să nu mergem în Japonia, să venim o lună în America și să vizităm mai multe. Fie închiriem o mașină și mergem din oraș în oraș, fie venim și stăm o lună în New York și vizităm prin împrejurimi. Mergem și în Boston, mergem și în Washington, mergem și în Chicago, le luăm așa la rând. Fie lăsăm America pentru o altă dată și la vară mergem în Japonia, încă nu știm ce o să facem și care e cel mai bun plan, pentru că mama lui Taiga nu o să fie în Japonia când plănuim noi să mergem și de aceea parcă n-ar avea sens să mergem acum și mai bine o lăsăm pentru la iarnă, că oricum ne dorim foarte mult să ajungem de anul nou, că n-am mai fost de câțiva ani buni și v-am zis că anul nou acolo e un fel de Crăciun la noi și se sărbătorește în familie și de aceea am vrea să ajungem din nou, mai ales pentru Taiga și pentru sufletul lui, că eu poate nu înțeleg 100%, dar într-un fel pot să mă pun în papucii lui, pentru că și mie mi-ar fi greu să nu ajung acasă de Crăciun câțiva ani buni. Și acum rămâne de văzut, momentan e doar în stadiu de idee, dar mie mi se pare o idee bună și ar fi fain să facem așa un mic circuit de America, mai ales că îmi place atmosfera de aici. Nu cred că m-aș muta aici, cel puțin nu în New York. Poate pentru câteva luni, da, mi-ar plăcea să vin. Dar așa pentru o perioadă lungă, nu știu de ce nu mă văd aici. În momentul de față, dacă ar fi să ne mutăm undeva din România, tot în Japonia ne-am muta. Îmi place foarte mult amestecul de culturi de aici. În New York se vorbesc 800 de limbi diferite. Am întâlnit astăzi la restaurantul franțuzesc un domn din Senegal. Nu mă gândeam eu vreodată că o să dau nas în nas și o să port o conversație cu cineva din Senegal. Și asta îmi place aici, că auzi și foarte multă spaniolă, auzi și italiană, o auzi de toate, chiar de toate și ai de toate. Dar în același timp, parcă nu mi se pare locul ideal pentru a o crește pe Mira. Cred că asta e. Dacă aș fi doar eu cu Taiga, atunci da, poate că ni s-ar potrivi acest oraș. Dar așa pentru familie, parcă tot Tokyo e mai potrivit. Eu de fiecare dată când călătoresc, încerc să mă proiectez în acel loc și încerc să îmi imaginez cum ar fi să locuiesc acolo, dacă mi-ar plăcea, dacă nu mi-ar plăcea. Atunci când călătorești,
tind să vezi doar părțile bune și când faci acest exercițiu, ajungi să vezi și părțile bune, dar și părțile mai puțin bune. Și așa îmi dau seama dacă acel loc e 100% pentru sufletul meu sau dacă îmi place doar pentru a-l vizita. Bineînțeles că nu o să apuc să le văd pe toate și concluziile mele vor fi oarecum superficiale, dar o să mai venim. De venit îmi doresc să mai vin și îmi doresc să vin chiar să stau o lună aici și poate după o lună în New York părerea mea o să fie cu totul și cu totul alta și poate cumva o să mă văd locuind aici. Nu știu ce să vă zic. Și acum hai să vedem ce am comandat. Ăsta este brandul, se numește Modelons. Nu știu cum se pronunță, nici nu contează, așa se scrie. Și avem o paletă de oje. Stai că nu pot să o scot. E o, așa, un fel de mini paletă, dar parcă ai un alt control atunci când folosești această paletă și e și mult mai practică. Aici avem, stai să desfac, avem 9 culori diferite. 9 culori pe care le aplici cu această pensulă care s-a dus sub fund. Asta este pensula pe care o pe care o să o folosesc pentru a aplica oja și v-am zis că eu am încercat acest brand în Japonia și am fost foarte mulțumită și adevărul e că ai alt control atunci când aplici oja cu o mini pensulă pentru că nu aplici foarte mult produs și cu toate că această paletă pare micuță, eu zic că te ține destul de mult. Cel puțin cât am stat în Japonia ultima dată, 2-3 luni, am folosit doar palete de genul și nu am terminat nicio culoare și am folosit excesiv albul, că aveam nebunia albului pe atunci. Apoi mi-am luat aici base coat și top coat, tot de la brandul ăsta, pentru că am rămas fără. Așa, am și top coat varianta mată. Astea sunt așa, varianta clasică. Și nu mai știu ce mai am aici. Gel art liner. Asta e dita-i cutia, dar nu mi-aduc aminte ce mi-am luat. Sunt ca niște eyelinere pentru unghii. Avem așa o pensulă foarte, foarte subțire pentru a face diferite modele pe unghii. Și am culori pastelate pentru vară. Un baby blue, un lila, un galben, un roz, un verde. Am o colecție întreagă, o să-mi fac buline în toate culorile pe unghii. Și ați văzut că și paleta e tot așa în culori pastelate. Mi-am luat ca să am de vară, că acum vine vara și să fiu pregătită. Plus că aceste culori pastelate vor fi mereu așa pe sufletul meu. Și aici am un primer. Păi ăsta nici nu cred că mai are sens. A, mi-am rupt degetul. Nu cred că are sens să-l mai desfac. E un produs așa de bază pe care am zis să-l am. Și asta mi-am comandat pentru mine, cam atât momentan. Am comandat și pentru Mira niște păpuși pentru a completa lista pe care mi-a dat-o de shopping. Mă țin de cuvânt și mă țin de ea. Eu zic că am finalizat-o, ba chiar i-am și luat în plus una alta, că nu m-am putut abține. Și acum pe seară, după ce terminăm cu treaba, o să mergem la un mall de aici din cartier, pentru că vreau să mă mai uit de una și de alta. Dacă tot o să avem o oră la dispoziție și tot trebuie să ajungem pentru a cumpăra ceva de mâncare, o să intru și într-un outlet, vreau să mă mai uit de Baby LOL, că la outlet-uri poți să le găsești cu $10 și e combinație, că din România le iei cu $50. Și da, cam asta a fost pe ziua de astăzi. Mă duc să editez ca să nu întârzi cu vlogurile și să ajungă tot timpul la timp la voi. Vreau să editez și niște fotografii pentru Instagram, că am destul de multe și să postez măcar o postare pe zi, dacă nu două. Am și multe materiale pentru reel-uri, dar n-am timp de ele. Prefer să le adun așa pe toate și după ce ajung în România și mă mai relaxez, apoi să trec prin ele și o să postez un pic decalat, dar mai bine așa decât să fiu în priză, să dor puțin, să încerc să le fac pe toate și apoi să mă simt foarte obosită și să nu mă bucur de nimic. Mi-am învățat lecția, nu mai trag de mine, nu vreau să mai ajung la epuizare, le fac în ritmul meu și aia e.
V-am pupat, ne vedem data viitoare, nu vă iau cu mine la mall, că o să fiu așa pe fugă, dacă o să găsesc ceva interesant, vă spun. Pa!